Te-ai săturat să fii sărac? Vrei să începi să investești pe bursa locală? Ei bine, am 14 ani de experiență, însă dacă aș începe astăzi, uite primul portofoliu pe care mi l-aș crea pe BVB. Bine ai venit la încă un episod. Ei bine, eu sunt cunoscut pentru piețele internaționale, însă dacă mi-aș aplica expertiza pe bursa locală, uite ce aș face. Poate te gândești că după așa de mult timp aș face niște lucruri foarte, foarte complicate. Însă este fix opusul. După atâția ani pe piață, am învățat ce să nu fac și n-aia costă avantajul. Presupunem că ai o sursă de venit. Presupunem că ai pus niște bani deoparte și vrei să investești. Ei bine, uite ce poți să faci. Intri pe bvb.ro și ne uităm la indicele BET, unde sunt cele mai mari companii din România. Ei bine, ai putea să cumperi un ETF care urmărește întreg indicele BET, însă atunci îi face bogați cu adevărat pe managerii fondului. Când cumperi un ETF, trebuie să plătești o taxă de administrare companiei pentru ceva ce poți să faci tu foarte ușor. Acum, în BET sunt 20 de companii, însă dacă te uiți aici în dreapta la pondere, primele câteva companii reprezintă majoritatea din pondere. Dacă te uiți la ultima, numărul 20, are doar 0,4%, deci aproape irelevant. Pentru acest prim portofoliu, ne concentrăm strict pe primele 5 companii. Banca Transilvania, OMV, Hidroelectrica, Romgaz și Grup Societe Generale. Okay? Am construit un tabel ca să vedem care e situația. Acum, eu am o strategie similară pe piețele internaționale, unde pur și simplu mă uit la cele mai mari companii. Deci, ce este important la investiții? Să înțelegi de ce funcționează. Sunt abordări foarte, foarte sofisticate. Sunt companii, fonduri de investiții, care au o echipă, nu, o armată de analiști, care toată ziua asta fac. Analizează piața și fac tranzacții. Și totuși obțin rezultate mizerabile. Tu, ca și simplu cetățean, cu un job obișnuit, nu ai timp să stai toată ziua cu un ascuns calculator. Avantajul tău competitiv este în răbdare. Ok? Vei lua 1% din salariu în fiecare lună și vei cumpăra, indiferent ce fac prețul acțiunilor. Uneori vei cumpăra când prețul este sus. Alteori vei cumpăra când prețul este jos. După mai mult timp, obții un preț mediu. Da? Deci te bazezi pe răbdare. Dacă vrei să devii bogat peste noapte, ăsta este videoul nepotrivit pentru tine. Sunt destui scammeri pe YouTube. Dacă vrei să te pensionezi liniștit și mult înainte de 65 de ani, acesta este video potrivit. Evident, mă să fie clar de la început, orice investiție implică risc. Nimic nu este garantat. Însă, dacă îți faci bine treaba, ai șanse mari de reușită. Nebun. Uite cum te-aș învăța și la un mentorat individual. Regula strategiei spune așa. Investește în top 5 cele mai mari companii din România. Numărul 2. Alocarea să fie proporțională cu capitalizarea. Numărul 3. Verifică anual în ianuarie. Randament estimat 10% pe an. Acum, eu când zic randament estimat, este mereu cu marjă de siguranță. Eu înțeleg că în trecut BVB a urcat mai mult de 10% pe an. Cu cât se apropie o piață de maturitate, cu atât ritmul de creștere tinde să scadă. De asemenea, acum să fim conștienți, România este o piață mică. Cu cât este mai mică o piață, cu atât sunt mai multe riscuri. De exemplu, ar putea inflația să urce exagerat. Chiar am și notat de aici. E posibil să fie mai multă corupție decât în SUA. Da. Firmele nu sunt așa de stabile. Deci, sunt multe, multe riscuri. Dacă obții un randament mai mare, foarte bine. Cum se zice, surprizele în finanțe să fie pozitive. Deci, prefer să spun 10% pe an și de fapt să fie 15%, decât să zic 20% și să fie doar 15%. Da? Nebun. În indicele BET, top 5 companii sunt acestea. Însă, capitalizarea și alocarea este diferit decât cum aș face eu.
Deci, dacă deschizi un tab separat, deci mergi pe fiecare și deschizi, uite, Banca Transilvania. Vedem aici, la capitalizare, 25 de miliarde de lei. Ne uităm la OMV, 47 de miliarde, Hidroelectrica 55, etc. Acum, mie îmi place să fac ponderea în funcție de capitalizare. Pe BVB nu este exact așa. Deci, Banca Transilvania are cea mai mare pondere din indice, 21%, dar nu este cea mai mare. Aici sunt și alți factori. Se ia în considerare lichiditatea, se pune o limită să fie maxim 20%, se ia în calcul separat acțiunile deținute de retail, de public versus insideri, însă mie nu-mi place chestia asta. Deci, uite un principiu foarte simplu pe care poți să-l înțelegi instant. Cu cât este mai mare companie, cu atât este mai stabilă. Evident. Da. Deci, ca și cum ai avea un vapor gigantic, se zice, la un vapor din ăsta petrolier. Dacă vede un obstacol la orizont, e prea târziu. Nu se poate opri în distanța asta. Deci, dacă vine o criză, cine are șanse mai mari să dea faliment? Hidroelectrica, care valorează 55 de miliarde de lei, sau ABC-ul de la Colț? Da, evident, da, Hidroelectrica este mai stabil. Deci, eu nu o să am această alocare. Eu, uite, portofoliul Blue Chip BVB, varianta Hutton. Le-am ordonat descrescător după capitalizare. Deci, le-am transcris pur și simplu. Am aflat suma celor 5 capitalizări. Deci, în total, cele 5 companii valorează 164 de miliarde de lei. Ca și curiozitate, în dolari, 35 de miliarde. Așa de obișnuită cu piața americană că trebuie să înțeleg în dolari. Cum calculăm alocarea? Păi, pur și simplu vedem. Hidroelectrica. Cât la sută are capitalizarea din acest total? Deci aici avem formulă, facem o împărțire. 33%. Super. Înseamnă când investim o sumă de bani, punem 33% în Hidroelectrica. Apoi, la fel cu OMV, este 28%, Banca Transilvania 15%, Romgaz 13%, BRD 8%. Deci, ipotetic vorbind, dacă ai investi 10.000 de lei, 2.000 de euro, presupun că dacă te uiți la acest video, dacă ești interesat de investiții, ai niște bani puși deoparte. Ok, 2.000 de euro nu este o sumă astronomică, presupun că mulți au. Dacă n-ai 10.000 de lei, trebuie să înveți să economisești mai bine. Ok. Eu înțeleg că se poate investi și sumă mai micuțe. Însă, dacă ai doar 500 de lei, ai probleme mai mari decât în ce să investești. Ok. Un alt principiu. Investești banii de care nu ai nevoie pe termen scurt. Nu investești banii de chirie. Deci, în primul rând, trebuie să-ți faci fond de urgență. Economii de care nu te atingi suficient de mari încât să te țină 3, poate chiar 6 luni, da? Dacă îți pierzi jobul. După aia, ce economisești peste, aia investești. Trebuie să fii pregătit să lași bani investiți și 10 ani, da? Să nu te atingi de ei urgent. În primul rând, îți va scădea drastic nivelul de stres. Da? Îi una, să zic, asta e strategia. Și este o absolută banalitate. Ok, nu facem aici analize complexe. Îi altceva să te ții reguli. Da. La fel cum toată lumea știe, este bine să faci sport în fiecare zi. Ok, câți dintre voi fac sport în fiecare zi? Nu mulți. Ok, nu pentru că nu știi, pentru că nu e așa ușor să ai disciplină. Deci, degeaba îi simplu ce-ți prezint, îi o provocare să te ții de reguli. E bine. Dacă pui bani de care nu ai nevoie urgent, cresc șansele să te ții de reguli. Deci, dacă ai avea 10.000 de lei, ai pune 3.361 de lei în Hidroelectrica, 2.800 în OMV Petrom, 1.500 în Banca Transilvania, etc. Prețul per acțiune, astăzi, 21 iunie 2024, este așa. 123 la Hidro, 0.76 OMV Petrom,
Trăiești în o bancă în Transilvania, etc. Câte acțiuni ar trebui să cumperi? Păi, facem o împărțire. Suma pe care vrei să o investești, împărțit la prețul pe acțiune, rezultă așa. 27 de acțiuni la Hydro, 3700 de acțiuni la OMV, 49 la Banca Transilvania, etc. Nu-ți bate capul cu care e momentul ideal să ca să cumperi. De 14 ani ești pe bursă. Crede-mă, în fiecare an este vreun idiot care strigă, vine criza. Ok. Ignoră-i pe aia. Sigur că uneori mai este criză, dar nu poți ghici când vine. Cel mai mare avantaj care ți-am zis este răbdarea. Cel mai bun indicator al succesului în investiții este cât timp ai ținut investiția. Dacă ții banii cash, păi vezi cum se devalorizează. Inflația îți mănâncă economiile. Atunci știi că ești pe drumul cel bun. Când îți crezi ca și un fel de fobie de a ține cash. Când ai niște bani în plus, repede vrei să-i convertești în acțiuni la cele mai bune companii din lume. Ok? Pe termen lung, companiile, acțiunile tind să urce. Așa că cumpără și ai răbdare. Deci, suma asta inițială. O vei investi instant, după care vei cumpăra lunar. Să zicem, poți economisi 1000 de lei pe lună. Păi pur și simplu în tabelul ăsta, șterg un 0, scriu 1000 și atâtea acțiuni trebuie să cumpăr. 3 la Hydro, 380 OMV, 5 Banca Transilvania, 23 Romgaz, 4 BRD. Ok. După cum vezi, aceste companii sunt două bănci și 3 de utilități. Sunt companii simple, ok? Asta nu este următorul Apple. Deci, te bazezi pe dezvoltarea infrastructurii în România. Dacă vrei să fii cu adevărat patriot, investește în România. Mult mai mult ajuți țara dacă 1000 de lei investești la bursă decât să-i cheltui. Da. Pentru că, practic, dai banii tăi la aceste firme să se dezvolte mai repede. În timp, poți să ai așa de multe acțiuni că îți plătești doar din acțiuni Hydroelectrica factura de curent. Doar din dividende de la OMV poți să plătești benzina. O să fac și calcul din astea mai târziu. Da? Dar atât. Nu vreau să te complic. Vreau să începi. Ca să înceapă să treacă odată timpul. Da. În timp, poți să ajungi la sume frumoșele și te poți pensiona liniștit. Dacă vrei să pui bazele educației financiare, acest video a fost o introducere foarte bună. Însă noi la Profit Point am construit un curs de 3 zile complet gratuit pe Zoom unde îți începi drumul către independența financiară. Dacă ești interesat, dacă n-ai fost încă, neapărat, hei, e gratis, ok? Avem link în descriere. Lasă un comentariu. Dacă tu ai deja investiții pe BVB și ești curios, ai strict indicele BET, ETF-ul cumpărat sau ai acțiuni individuale? De asemenea, nu uita să te abonezi pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc pentru vizualizare și pe curând!